Și vă mai spun, de exemplu, un caz frumos. Eu am câteva regine. Cele care au trecut de 85 de ani le numesc prințese. Și mai am vreo 6, mi-au rămas. Și cele care trec de 90 de ani și ajung 93, 94, 95, 96 sunt regine, pentru că este vârstă patriarhală, da, este vârstă da. Regală. Și acum recent a plecat regina Ana, cea mai bătrână, a doua, cea mai adâncă din ele trăiește, cea mai Margareta, de la ei pe 95, pe 96 și vine la biserică în fiecare duminică, cu autobuzul. Sau cu mașina o aduce cineva. Da, extraordinar. E în picioare, o duc și o împărtășesc, o pun pe un scaun, îi dau o cafeluță, îi dau un dulce, întreb când vrea să meargă acasă, când nu se simte bine, la tatăl nostru mai mult nu poate sta că la 96 de ani. Vă dați seama că cred că o dor toate oasele. Da, da. Cred că are un 40 de kilograme, nu are mai mult. Și zice, acum aș pleca că chiar nu mai fac față. A început să mă doare toate. Și pun un băiat și spun, te rog, și o duci, o urci la bloc până intră în cameră. Când a închis ușa în urma ta, atunci cobori și vii înapoi, ca să fiu sigur că nu pățești ceva. Și regina Ana era deja suferindă, de o lună de zile nu se simțea bine. De fapt, ce a răpus-o a fost o răceală. Poți fi fost un omicron, poți fi fost, cum sunt răcelile astea multivirusate acum cu tot felul de prostii și tulpini. Și a venit fata ei la mine, care nu-i mai mică de 70 și ceva de ani. Și a zis, știți că mămica pătimește, n-am liniște deloc, sunt așa supărată că Dumnezeu nu ajută, și am ridicat tonul la ea și i-am spus, Getuța, eu te văd femeie cu carte, totuși în viața ta ai fost cineva. Chiar până aici te-ai prostit? Ia preotul acum, du-te, fă-i Sfântul Maslu, împărtășește-o. I-a spus, Părintele Evdochim, du-te și citești rugăciunii de ieșire și de plecare. Și să vezi că bătrâna se duce. N-au mers în ziua aia că aveau treabă, s-au dus a doua zi. I-a făcut lui regina Maslu, au împărtășit-o și la o oră a murit. Frumos da, ca la carte. Da. Adică un om, i-am spus, ce cu egoismul ăsta? Te bucuri să o vezi rănită în pat sau suferindă sau chinuită la 96 de ani sau 94 pe 95 aici undeva să-i scalda vârsta. Te bucuri să o vezi acolo suferind o mână de om acolo în petici și cu asta. Lasă-o să ducă la Dumnezeu acolo. Și a plecat cu mila lui Dumnezeu. Și acum, asta la altă regină, mi-a mai plecat una de 96 de ani, toată iarna asta, maica Veronica îi spuneam, pentru că au trăit văduvă vreo 30 de ani și în curățenie de la vârsta de 42 de ani, după ce și-a născut copiii. Dar și bunicul Serafim, un om dumnezeiesc, un om cu minte ca un înger, blând, știți ce înseamnă sfinții? Sfântul Nicolae în persoană. Când mă duceam la el prin 90 ceva, când eram eu tânăr, spunea, n-am ce-ți da, dar să-ți dau două, trei mere și câteva nuci, că au făcut o leacă nucuțul ăsta. Și stătea o pâniță, 5, 6, 10 nuci într-o punguță și 4, 5 mere. Asta avea el bătrânul, cu asta, asta timilia, asta era darul lui și dânsul a plecat mai devreme. Și bătrâna a rămas și închipuiți-vă că avea 90 de ani, când a venit odată într-un postul mare să-mi plătească niște pomelnice și a zis, pot să vă spun ceva, dar să nu vă supărați? Zi, tante Veronica, n-am bani, dar ți-am făcut vreo 400 de paraclise la Maica Domnului, că știu că mata spovedie și n-ai timp. Și ți-am citit pentru mata ca să fii în contul pomelnicilor. Zic, stai liniștită că mi-e și rușine de tine. Și tot așa, 95 de ani pe picioare, m-am dus și am împărtășit-o. Am fost la ea pentru ultima dată, că după aia Părinte Evdochim a mai fost dictiva ori, că el mai are timp, că dacă e șofer își pune Sfintele la gâr și se duce imediat, vine și are timp să umble. I-a citit frumos, vreo lună de zile a zăcut. Ce înseamnă zăcarea asta? Bătrânii când ajung la o vârstă extraordinar de înaltă, nu vor la spital. Știți că spitalul în ziua de astăzi e foarte și costisitor, dar e și foarte incert. Infermierii obosite, stresate, nu-i personal de ajuns, te-l uită într-un pat, poate nu te schimbă când trebuie, te zmuncește. Și atunci acasă e mult mai ușor. Și-au plătit o femeie care a stat lângă ea vreo lună de zile, că nu prea mai funcționează, când avea momente de luciditate, când nu. Dar asta spunea, vreau împărtășanie, nu vreau altceva, să mi-l aducă pe Hristos de urgență că eu vreau să plec. Și am împărtășit-o în decurs de vreo 2-3 săptămâni, de 4-5 ori.
Și bătrânica s-a stins frumos, deci vă dați seama că ea la 90 de ani făcea 400 de mătănii pe zi. Dacă știți ce înseamnă metanii. Închinăciunea mare din picioare, te pui în genunchi, atingi fruncea cu pământul și te scoli înapoi. Deci avea tot sportul necesar. Deci ăștia sunt oamenii care cred în Dumnezeu și ăștia sunt oamenii care nu se tem de Dumnezeu, și așteaptă să se întâlnească cu Dumnezeu. Da, dar la o vârstă la care realizezi și ei că este firesc să se întâmple asta, dar mai grave la un tânăr, nu știu, de 20 ceva, 30 de ani, 40 de ani, 50. Tinerii, am să vă spun o întâmplare, cu doi tineri. Este povestită de un medic anestezist care era de gardă când s-a întâmplat minunea. A fost un accident de asta, cum merg tinerii ăștia ca sateliță, nu s-a tins deloc. Și băiatul să fie avut vreo 20 ceva de ani și fata vreo 17-18. În primă urgență, când i-a strâns salvarea, i-a dus la UPU unde a găsit. Fata fărâmată toată, cu splină ruptă, cu ficat rupt, cu bazinul, ferfeniță, cu tot. A stat vreo 6 ori în operație și doctorul care a operat-o m-a semnalizat prin SMS, pune pe cutare persoană, l-a pomenit, că zice, am operat în noaptea asta de gard un caz cutremurător, nu știu dacă prinde mâine dimineață. Băiatul izbit cu pieptul de volan, doar strivit coșul pieptului și o coastă sau două. Băiatul opera de urgență și el într-o altă linie, cum sunt mai multe, probabil, camere de operații, l-au dus la salon, și au zis, nu, ăsta scapă, n-are nimica. El a doua zi a murit, iar fata aceea cărpită din bucăți 6 ore, după ce s-a stabilizat discret, au luat-o cu smurdul ăsta și au adus-o, bineînțeles, aici la Iași, la spitalii universitari, care sunt cu profesori mai buni, cu aparatură mai grozavă. Și într-o zi se trezește doctorașul, chirurgul, cu un telefon și este întrebat, ați putea să ne dați câteva detalii despre operația de urgență care ați făcut-o noaptea atunci, zice, când a fost accidentul cu tare, așa? Și a zis, ca să vă spun sincer, nu știu cu cine vorbesc și nu știu despre ce e vorba, zice, noi am încercat să facem tot ce s-a putut. Acum nu ne puteți bănui de malpraxis, pentru că chiar ne-am dat interesul, zice, s-a făcut tot ce s-a putut, dar fata aia, zice, era zdrobită toată, zice, cum ai băga omul la malaxor. Că, zice, impactul a fost atât de puternic, că noi ne-am mirat cum am mai ajuns pe masa de operații cu 2 kg de sânge pierdut aproape în interior, că îi puneau pungă după pungă în timpul operației. Și zice, nu vă speriați, fata trăiește, zice, la neurochirurgie în Iași, dar vrem niște detalii când ne trebuie la dosar. Și atunci mi-a zis, toată operația cât am operat, m-am rugat la Sfântul Pantelimon să-mi lumineze mâna, să nu tai ceva, să nu cos ceva aiurea. Și zice, după ce am auzit că ea este vie, că de acum a trecut vreo 3 luni, am zis, bă, toate legile medicinii și toate științele medicale n-au nicio treabă. Unde vrea Dumnezeu, vrea Dumnezeu și unde nu vrea Dumnezeu, nu vrea Dumnezeu. Deci feciorul ăla cu 2 coaste rupte și cu sternul strivit moare, depinde cât de grav a fost și ce i-au atins, da. Și ăsta, făcut varză, tocătură, zice că trăiește, adică e viu. Deci, așa că tinerii duc mai ușor suferința, duc mai ușor și organismul, luptă mai ușor, dar depinde și de starea lor interioară. Unii sunt hazardiști, unii sunt curajoși, unii sunt temperamentali, cum să spun eu, mai vulnerabil, mai irascibil, mai ambițioși, da, și au energie în ei, și unii sunt slăbuți, dar să știți că nu problema e a tinerilor, tinerii mor chiar cu fruntea sus, seninul, deci ei, nu știu, mulți tineri mor, ei nici nu știu dacă realizează ce-i moartea, mie așa mi se pare.